Mai stăm cu minții așa mult? Aia e cu minții, și așa mai zăpăcit. Că aia nu e bună, că tortul nu trebuie, nu știu cum, că... O, eu am zis florile, doar că nu. Tortul trebuie să-l facă la frigider, atâta tort. Păi la frigider, da. Că și cu, cum îl dăm? Cu tot cu frigider? Eu ți-am zis. Dreptate, dar atunci să-i invităm, nu? Îi invită la mulți ani, și... Alin Pascal! Are 3 ore și un sfert de când s-a născut. De unde s-a... Ce mic ești! Mic. Ce pitic! Ce pitic! Vrei să-mi ții tortul? Hai că ți-l dau, că știu că ți-ți plac dulciurile. Iubitului îl bag la frigider, că nu pot să-l mănânc. Pentru că e alta, de alta. Da? Bine. Și mai bine așa. Haideți, bine ați venit să ne așezăm, luați un loc, simțiți-vă exact ca acasă. În tot timpul ne simțim ca acasă când venim la voi. Să nu uităm că suntem musafiri. Nu, da, aici? Da, păi așa se zice. De când sunteți voi musafiri? Asta e cea mai, asta e cea mai bună meserie. Cea mai bună meserie, musafir. Mă, te duci, n-ai tu griji, nu tu nevoie, mănânci, vei pleci acasă. Da, da, trebuie să-ți vină și... Nu trebuie vine să nimeni. Ba, da. Că tu dacă stai cu chirie, te muzdesc. Păi n-am înțeles. Și unde ți-e obrazul? Care obraz? Păi ăla, care l-ai. Păi nu, că mă duc și eu cu o sticlă de ceva, nu mă duc așa cu mâna... Păi trebuie să vină și la tine, mă, să-ți vadă casa, să-ți vadă chiria. De la musafir ne-am lăsat. Să-ți aducă ceva de casă nouă. Dacă au venit musafirii, nu ne așezăm până la 6 zi. Să ne trăiești. Să română, și mulțumesc tare. Cifră rotundă? 40 fac. Mâine este ziua mea. Crezi de ce mă aflu în București? Cum? Că dacă n-ai pe rotundă, între, pe mine întreabă, că eu împlinesc. Pentru că la tine este același lucru, tot no, tot. Bine, tu știi că eu tot știu. Acolo. Eu întreb pe Matilda, pentru că, na, el, pentru ea păi au trecut. Cum să fie, de fapt și de drept, pe data de 8? De mâine este ziua lui Alin, dar pentru că astăzi este vineri și pentru că 8... mai 1981 se întâmplă într-o vineri. Nu e tot întâmplător. Deci nimic nu este întâmplător. Pe la ora 1, 12:30, 1 s-a născut el. Deci cum este? Este extraordinar. Este nemaipomenit. Ți se pare că au trecut 40 de ani de atunci? Foarte repede. Nu. Nu. Numai când dau înapoi așa filmulețul și îmi rulez toate realizările mele, ale lui, ale noastre, de fapt, a tuturor. Nepoții. Nebunia, nepoții, da. Da, așa că... Ce mai fac nepoții? Suntem bogați. Nepoții, tocmai ce s-au întors din vacanță, că am fost într-o excursie așa mare, mare, vreo 2 săptămâni am fost plecați, am fost pe la Brașov, am fost pe la străbunica, să-și vadă străbunica pe mama lui Mati. A fost super frumos. Au fost cu minți? Da. De la Moldova la Bistrița. Să spunem că au fost cuminți. Da, sunt cuminți, ei sunt cuminți oricum tot timpul. Că altfel, dacă nu sunt cuminți, ei pun să cânte. Seamănă cu taică. Seamănă cu taică. Serios. Aspri, aspri și serios. Frumos, foc. Dacă tot au fost cuminți, eu zic să ne invităm și pe la aici. Nu cred, pe cum? Uite, i-am adus aici, mai decât de cuminți. Ce faceți? Frumoși, frumoșilor. Bă, nu face bune surprize? Mă, dar nu, voi nu trebuia să fiți la școală? Ba da, dar azi e liber. Haide, nu mai cer. Dar nu face bune surprize? Nu se poate așa ceva. Bravo. Copiii frumoși și deștepți ca tata și... Frumoși și deștepți. Te rog, mai, mamă. Ia uite, mă, ce faceți, mă, tot vrei, bine. Cred că au venit să spună la mulți ani, așa-i? La mulți ani, tata! Bravo! Mulțumesc tare, mă, mulțumesc! Adam, dacă ar fi să urezi tatălui tău ceva, ce ai ura? Să aibă ce? Sănătate și bucurie. Dacă suflă domnul Cigu, te rupe în două. Cum, hai, ce ziceți voi? Ce ți-ai dorit pentru tati? Nu știu. Și eu zic. Da, să fie sănătos. Și să-ți cumpere mai multe jucării. Zici, și să dea drumul la anunț, bă, frate, bă, că nu mai... Să dea drumul, drumul la anunț, că nu mai avem jucării, nu mai... Ești cine să cumpere mai multe jucării? Da. Ce jucărie vrei? Nu știu. Multe să fie. Harry Potter. Ei vor toate jucăriile din lume. Absolut. Am făcut o greșeală majoră acum în vacanța asta și am intrat într-un magazin unde sunt foarte, foarte, foarte multe jucării. Și a fost... Măcel.
cu chin, cu jale, cu de-astea. Eu înseta, da? Zic, puneți tot ce vreți în coș și la urmă facem o selecție. Ce vreți voi? Aia, asta mai vreți? Nu. Și singuri am rezolvat-o chiar bine. Am ieșit chiar mai bine decât mă așteptam. Matilda spunea că e în București, toată lumea e în București, pentru o paranghelie mică în familie. Cum, așa se face? Perfect, deci 40. Sunt invitat. Bineînțeles că sunteți invitat, da. Nu se pune problemă. La 40. La 40. Cea mai frumoasă vârstă. Eu la 40 de ani am fost cel mai fericit om. Deci m-am simțit o femeie împlinită la 40 de ani. Sper că și Alin. Bineînțeles. Celelalte aniversări cum au fost? Cum îți organizau ai tăi? Să știi că nu prea îmi place să-mi fac ziua de naștere. Nu știu, am așa o chestie, da, nu știu de ce. Tot timpul am evitat. Când scăpam de ziua mea, ai ce bine când scăpam, frate, e foarte bine. Dar țin minte una care a fost de pomină, când am făcut 18 ani la majorat, am invitat toată școala de muzică, liceul de muzică, la chef la mine. Și nu acasă, am închiriat un restaurant mare. Nu au fost câteva sute de copii, adică nu așa... Știau, normal că știau. Păi știau, pentru că... Da, exact asta întrebam. Exact asta. Cine a plătit? Bravo! Cine? Sponsorul! Sponsorul principal! Ei, vreau să spun, când am făcut el 18 ani, când a devenit major, am făcut pentru prima dată în viața mea tort. Pentru Alin. Bun. Aveam o Dacie nouă, era Dumnezeu să-l ierte tata la mine și cumnatul meu Dumnezeu să-l ierte și pe el, de la Moldova. Și am făcut, m-am așezat așa și am făcut un tort mare, imens, nu știu dacă ți-aduce aminte, imens, cu două etaje. Da. L-am pus în portbagaj și am plecat la Cluj, de la Bistrița. Wow! Da, cu mică viteză. Când am ajuns acolo, stăteau la cămin. Da. Când am ajuns acolo și am deschis portbagajul, m-am blocat. Totul era ceva așa. Revărsat. O revărsat. L-am aranjat. L-am ciuțurit înapoi și era... Da. L-am reglat din pâine. Dar a fost gustos. Da, zi-mi de petrecere, că ziceai că petrecerea a fost belea. A, da, a ieșit cu de toate. Că, na, nu, el a zis că e una mică, dar a fost mare. Invitați, habar n-aveam cine sunt, îți dai seama. Erau din clase mari, mici. A ieșit cu bătaie, cu poliție, cu de-astea, afară. A fost o seară de pomină, o să țin minte toată viața. De asta vă și povestesc. Bine că nu era pe vremea aceasta. Asta te întreb. Da, păi acum nu, unde să mai faci petreceri cu atâtea stăteoare? Dar tu erai când se băteau... A fost și la început un pic, a fost și ea puțin la început. Care... Eu eram pe undeva, drum spre casă. Așa. Și a venit poliția. Poliția, păi se bătuseră doi, nu știu care, de la nu știu ce. Și nu v-am stricat paranghelia? Dar ce ei mai știau? Dacă nici nu știam cine sunt, ce am zis? Bă, nu sunt de ai noștri, cine știe, ori fi de pe stradă. Hai să continuăm petrecerea. O să întrebăm atunci pe mami. Care a fost, ce-a luat el, Alin, din tăviță la un an? Bani. Ce-a făcut? Bani a luat, da. Și unde sunt? Păi sunt puși bine acolo. Da, nu mai. Când faci 80. Păi doar pe aia e păstrat. Păi aia a păstrat de atunci. Păi încoace să mă gândesc cum a dai bine. Dar să știi că s-au mulțit de atunci. Se vede, uite ce copii mari crești și frumoși. Păi da. Dumnezeu dă. Și eu tras bani, și eu tras bani de pe tăvița. Și eu tras bani. Și eu tras bani de pe tăvița. Spune-mi, te rog, atunci când se petrec petrecerile, prin petrecere de ziua ta, și spuneai tu că ție nu prea îți plac foarte tare, există totuși o parte frumoasă și o parte bună? Da, este o parte frumoasă și o parte, cum să zic, tot timpul mă sună o grămadă de lume. Rușine? Și nu că mi-aș, nu știu, am așa, sunt puțin stingher de ziua mea. Nu ți se pare că nu știi să răspunzi suficient la toată atenția care ți se exact. Că dezamăgie? Cred că e prea multă atenție, nu? Deși sunt obișnuit cu atenția, să zic, pe unde merg, dar... Asta așa, nu știu. Păi ca să nu fii stinger. Așa. Ne-am gândit noi să dăm un pic de ajutor. Hai să auzim o voce. Ieten, știți voi oare? E comoara cea mai mare. Omul fără prieteni e ca bradul fără cetini. Ca ugarul fără apă, ca o mână fără altă. Un prieten... Ia aminte, nu se cumpără, nici vinde. Cine e? Rareș.
Băi, hai să vedem. E prieten, nu, să nu spui că e aici. Hai să vedem, nu știu. Hai să vedem. Bă, nu cred așa ceva. Rare ești. Ce faci, bă, băi? Ia uite, bă, ce cu tine, bă, e sănătos. Bă, bă, nu sunteți sănătoși, pe cuvântul meu. Dar pe tine nu te-am auzit. Acum auzi și pe mine. Păi pe tine te auzi, Robert. A venit doi. Ce tare, tare. Unul aici, unul acolo. Haideți să avem o discuție, ne scuzați doar o secundă. Așa. Cine sunt acești doi cetățeni ai patriei noastre? Mamă, 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 am atâtea povești. Păi cât timp mai avem ca să știm? Două minute și câți? Deci cu Robert, da. Cu Robert mă știu, cred că de vreo 5, 6, 7, 10 ani, nici nu mai știu. Suntem foarte buni prieteni, suntem ca frații, iar cu Rareș mă știu de vreo 3, 4, cred că ani și suntem la fel ca frații. Și acum mă bucur că ne-am întâlnit cu toții, că niciodată nu ne-am întâlnit în formula asta. Ce frumusețe! Dar acum este premieră și, păi, ieșim și noi de seară la un șpriț. Trecu postul. Urare pentru Alin, te rog. La mulți ani, Alinuțu, să rămâi la fel de frumos, vesel și... cel mai bun prieten și al de vreme acasă. Și unchiul fetelor mele. Tot timpul zic că sunt, eu sunt tatăl lor. Da. Urare. Aline, știi că ne-am întâlnit odată? Noi când ne-am cunoscut eram, cred că era în prima zi de an. Da, din da, an, da, 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 da. Și eram la, făceam grătar la 6 dimineața și a apărut Alin. După o cântare, nu? Da, eu veneam după cântare. Veneam după cântare și am ajuns și eu într-o locație. Și dai la casă. Și Rareș, era, am intrat într-o curte și era un om care făcea grătar la 6 dimineață. Zic, bă, ăsta e prietenul meu, oricine ar fi, nu contează, trebuie să fie prietenul meu. Și de atunci am rămas cei mai buni prieteni. Da, și vreau să-ți urez la mulți ani, să ai parte numai de oameni mișto și faini alături de tine. Și să-ți dea Dumnezeu mulți cărbuni. Doamne ajută! Și trecem mai... Hai să mai... Doamne ajută! Vă rog. Alin, tu te către cântare. Și noi continuăm să urăm. Ce urăm? Ce urăm? Urăm să-i dea Dumnezeu putere, sănătate, același suflet mare și bun, să fie același copil minunat, cu respect pentru tot ce se întâmplă în jurul lui, să își iubească aproapele și să-și iubească... și să îngrijească acești copii până la adânci bătrâneți, să aibă grijă de el, minunații noștri, și să dea Dumnezeu de fiecare dată când ne-o fi mai rău, așa să ne fie. Doamne ajută! Doamne ajută! Eu zic așa, așa. Eu zic așa, să fie sănătos, da? Și să-i ajute Dumnezeu să-și împlinească visele. Și întotdeauna să stea la vilă, nu la Bordeiaș. Da. Bordei.